Bine v-am găsit la un nou curs din limbajul Python pentru începători. Acesta este cursul 3. Sunt Gabriel Braharu și vă invit să începem prezentarea. Acest curs este un suport audio-video pentru cartea Limbajul Python pentru începători, volumul 1. Coperta o vedeți aici. Întotdeauna, dacă doriți să comandați cărți sau pachete de cărți cu reducere de preț, vă recomand să mergeți pe site-ul nostru skyexpression.ro, la rubrica Produse, Servicii și apoi Cărți Programare, deoarece aici sunt prețurile de producător, adică cele mai mici prețuri de la care puteți cumpăra pe piață. Dacă nu ați avut contact cu vreun limbaj de programare până acum și vreți să începeți programarea de la zero, atunci vă recomand o altă carte pe care am scris-o cu numele Curs de programare pentru copii și sau începători, coperta o vedeți aici. Această carte poate fi și ea comandată de pe același site, skyexpression.ro, la rubrica Produse, Servicii și apoi Cărți Programare. Cursul este destinat începătorilor, elevilor, studenților, celor care vor să învețe corect să lucreze cu Python. Pentru feedback puteți să mă contactați la acest număr de telefon sau la această adresă de e-mail. Pentru întrebări punctuale referitoare la curs, temă, vă rog să comentați acest videoclip pe YouTube și voi răspunde punctual. Vă recomand să verificați din când în când site-ul skyexpression.ro la rubrica Cărți Programare pentru a vedea și eventual a comanda ultimele cărți apărute. Despre ce o să vă vorbesc în acest curs? Despre structuri alternative, adică structura alternativă simplă, if plus exemple, structura alternativă simplă, de tipul if-el-if cu exemple, structură alternativă multiplă personalizată my-switch cu exemple și temă pentru acasă. Structură alternativă simplă if sau dac. Structura alternativă simplă este nelipsită din orice limbaj de programare și oferă execuția unui bloc de instrucțiuni pe ramura de da și opțional un alt bloc de instrucțiuni pe ramura nu, dacă ramura nu există. Blocul de instrucțiuni în Python, așa cum scriam anterior, nu este semnalat de marcator de început și sau marcator de sfârșit. Totul se bazează pe alinierea instrucțiunilor din ramura de da sau ramura de nu a blocului respectiv. Acest lucru este foarte util pentru cei care au început să, sau care au parcurs cartea Curs de programare pentru copii și sau începători, unde arată regulile pseudocodului. În Python, structura alternativă simplă care conține ambele ramuri este if, și între paranteze am pus condiții simple și sau compuse, două puncte, urmează blocul de instrucțiuni pe ramura de da, else, adică altfel, asta e ramura de nu, două puncte, blocul de instrucțiuni pe ramura de nu. Structura alternativă simplă care conține doar ramura de da arată astfel, deci lipsește else. If, condiții simple și sau compuse, două puncte, apoi bloc de instrucțiuni pe ramura de da. Vedeți că else nu mai există. Structura alternativă simplă nu poate să nu conțină nicio instrucțiune pe oricare dintre ramuri sau chiar pe amândouă. Totuși, dacă se dorește acest lucru, se poate folosi instrucțiunea pass. Dacă, condiții simple și sau compuse, două puncte, instrucțiunea pass. Cu alte cuvinte, aici nu există nicio instrucțiune. Else, două puncte, bloc instrucțiuni pe ramura de nu. Sau așa, dacă condiții simple și sau compuse, două puncte, bloc de instrucțiuni pe ramura de da și pe ramura de nu avem pas. Sau așa, if condiții simple și sau compuse, pas, altfel pas. Bine, acest exemplu nu prea corespunde realității pentru că practic nu avem de executat nicio instrucțiune pe niciuna din ramuri. Este un nonsens și nu ajută cu nimic programul. Bun, exemplu 1. Fiind date de intrare două numere întregi A și B citit la tastatură, dacă A diferit de B să se afișeze cu două instrucțiuni distincte, mai întâi A, apoi B, altfel să se afișeze cu două instrucțiuni distincte, mai întâi B, apoi A. Rezolvare. Observăm că în acest caz vom avea definite ambele ramuri ale structurii alternative simple și mai mult, câte două instrucțiuni de afișare pe fiecare ramură a structurii alternative simple. Și avem în programul principal. Citim de la tastatură AU și îl convertim la număr real, citim de la tastatură BU și îl convertim la număr real, comparăm dacă A egal cu B, două puncte. Afișează A, afișează B. Altfel,
Dacă sunt diferite, atunci tipărește mai întâi B și după aceea A. Exemplu 2. Fiind date de intrare două numere întregi A și B citite de la tastatură, dacă A mai mic sau egal cu B să se afișeze A, altfel să se folosească pas. Rezolvare. În programul Python vom avea programul principal, citim de la tastatură A și B reale, comparăm dacă A mai mic sau egal cu B, atunci tipărește A, altfel nu se întâmplă nimic. În exemplu 3 vom folosi instrucțiunea pas pe ramura a blocului if. Fiind date de intrare două numere întregi A și B citite de la tastatură, dacă A e egal cu B, să se execute pas. Altfel să se afișeze B, apoi A. În Python programul este scris alături, programul principal. Da? Bun. Observați scrierea decalată a blocurilor de instrucțiuni pe fiecare ramură în parte. De regulă, editoarele știu să decaleze singure blocuri de instrucțiuni. Observați, deci, instrucțiunea de citire a lui A, lui B sunt decalate spre dreapta față de if. Da? Instrucțiunea pas este decalată spre dreapta față de if-ul din care face parte, din ramura de da. Instrucțiunile prin B și A sunt la rândul lor decalate față de else. Întotdeauna Python se bazează pe această aliniere, deci fiți foarte atent la aliniere, la scrierea indentată a instrucțiunilor. În Python este posibil să scriem pe o singură linie, puțin mai simplificat, blocul de instrucțiuni if-else, dacă pe fiecare ramură a blocului avem o singură instrucțiune, ca în exemplu 4. Practic este un fel de substitut pentru operatorul ternar din C++ sau C++. Fiind date două numere întregi, ca date de intrare A și B citite la tastatură, dacă A este 2 ori B, să se afișeze A, altfel să se afișeze B. Programul e scris alături. Citim A și B, le convertim la real. Tipărim A dacă A mai mare ca B, altfel tipărim B. Eu nu prea recomand scrierea pe o singură linie, deoarece dacă suntem puși în situația să depanăm programul, depanarea decurge linie cu linie și atunci este mult mai vizibilă eroarea dacă fiecare instrucțiune are loc pe o singură linie. În exemplu 5 folosim acest operator ternar complicând un pic ramura nu a blocului if. Fiind date de intrare două numere întregi A și B citite la tastatură, dacă e 2 să se afișeze A, altfel dacă B e 3 să se afișeze B, altfel să afișeze NA. Programul Python este scris mai jos. În programul principal citim cele două numere A, B, le convertim la număr real. Tipărim A dacă A e egal cu 2, altfel tipărim B dacă B e egal cu 3, altfel tipărim NA. Structura este similară cu if și are avantajul că se poate scrie într-un mod mult mai compact, dar și unele dezavantaje. Este mai restrictivă, nu e atât de versatilă ca if, ambele ramuri da și nu există obligatoriu. Fiecare ramură conține o singură expresie de un anumit tip. Sintaxa generală ar putea fi scrisă de genul acesta. Expresie 1 dacă se întâmplă o anumită condiție, altfel expresie 2. Această structură este similară unui operator ternar din C++, cum vă spuneam anterior, chiar dacă nu intervin trei operatori. Expresie 1 e o instrucțiune care se execută pe ramura de da, expresie 2 este o instrucțiune care se execută pe ramura de nu a blocului if. Cu alte cuvinte, se evaluează mai întâi condiția sau condițiile din blocul if, dacă aceasta se verifică, atunci se întoarce ca rezultat expresie 1, altfel se întoarce ca rezultat expresie 2 și variabila primește acest rezultat. Putem traduce acest lucru și într-un if normal, adică if condiții se întâmplă expresie 1, altfel se întâmplă expresie 2. Exemplu 6. Fiind date de intrare două numere întregi A și B citit la tastatură, să se calculeze minimul dintre ele folosind operatorul ternar și să afișeze minimul. Ca de fiecare dată când trebuie să scriem un algoritm, trebuie să stabilim mai întâi datele de intrare cunoscute, DI, și datele de ieșire, care vor fi calculate pe baza datelor de intrare citite anterior. Acestea sunt DO. Alte cuvinte, date de intrare sunt A și B, pe care le citim de la tastatură, dată de ieșire, minimul, care trebuie calculat. Citim cele două date de intrare, le convertim la real și folosindu-ne de ce am învățat anterior, minim ia valoarea B dacă A mai mare sau egal cu B, altfel este A și tipărim minimul. Exemplu 8. Fiind dată o variabilă de tip caracter A citită de la tastatură, se specifice dacă aceasta este o vocală alfabetului englez, litere normale, nu majuscule,
Sau nu, se va folosi operatorul ternar. Ca de fiecare dată când trebuie să scriem un algoritm, trebuie să stabilim mai întâi datele de intrare cunoscute de ei și datele de ieșire, care vor fi calculate pe baza de datelor de intrare citite anterior de O. Această variantă de rezolvare o vom prezenta fără să folosim funcții suplimentare care întorc codul ASCII al unui caracter. Observați acum că vocalele alfabetului englez sunt incluse într-o secvență, iar atunci când am citit variabila A, nu am folosit conversia deoarece implicit funcția input întoarce un string. Deci ca dată de intrare avem A, ca dată de ieșire avem un V de tip bool. Iar în programul principal citim A, care este un string. V este true dacă A se regăsește printre aceste vocale, altfel se va întoarce fals și tipărim V-ul, care poate fi true sau fals. De exemplu 9. Fiind dată o variabilă de tip caracter A citit la tastatură, să se specifice dacă aceasta este o vocală a alfabetului englez sau nu, se vor folosi operatorul ternar și codurile ASCII. Deci, exercițiul seamănă cu cel anterior, doar că de această dată ne vom folosi de codurile ASCII ale vocalelor. Ca de fiecare dată când trebuie să scriem un algoritm, scriem datele de intrare, scriem datele de ieșire, deci data de intrare A, data de ieșire V. La fel ca în exercițiul precedent, în programul principal citim A-ul care e de tip string. Și vom întoarce true dacă ord de A, adică dacă codul ASCII al variabilei A citite se regăsește între aceste coduri, da? Acestea sunt codurile ASCII ale vocalelor alfabetului englez, altfel întoarce fals și tipărim acest V. Codul ASCII extins îl puteți vedea mai jos, aceasta este adresa de unde am luat acest cod ASCII, astfel că fiecare caracter îi corespunde un anumit număr între care e codul ASCII al acelui caracter. ASCII este un acronim de la American Standard Code for Information Interchange. Aici este codul ASCII extins până la numărul 255, între 128 și 255. Să trecem mai departe. Fiind dată o variabilă de tip caracter A citită de la tastatură, să specifice dacă aceasta este o literă majusculă a alfabetului englez sau nu. Se va folosi operatorul ternar. Ca de fiecare dată când trebuie să scriem un algoritm, trebuie să stabilim mai întâi datele de intrare și datele de ieșire. Această variantă de rezolvare o vom prezenta folosind funcții suplimentare care întorc codul ASCII al unui caracter. După cum vedem în tabelul de coduri ASCII prezentat anterior, majusculele se regăsesc între codurile ASCII 65 și 90. Astfel, observați acum că folosim funcția range, care ne întoarce toate numerele întregi în intervalul 65-90, aceste numere fiind de fapt codurile ASCII ale majusculor și de asemenea funcția OR de A, de care v-am spus și anterior, care întoarce codul ASCII al caracterului memorat în variabila A. Dacă codul ASCII al datei de intrare este cumprins între 65 și 90, variabila V va primi valoarea true, altfel e fals. Deci date de intrare A, date de ieșire V de tip boolean. În programul principal citim A-ul, care e de tip string, și V-ul va lua valoarea true dacă codul ASCII se află în intervalul 65-90 prin funcția range. Da? Altfel, dacă se află în afara acestui interval, va întoarce fals. Și tipărim V-ul. Fiind dată o variabilă de tip întreg A citită la tastatură, specifice dacă ultima cifră a acestei variabile este divizibilă cu 3, se va folosi operatorul ternar. Vom declara date de intrare A, date de ieșire V. În programul, astfel, observați acum că am scris o condiție simplă cu ajutorul operatorului modulo, care va întoarce restul împărțirii întregi între două numere întregi. Mai întâi se calculează A modulo 10, care întoarce ultima cifră a variabilei întregi A. Apoi se va calcula restul împărțirii la 3 acestei ultime cifre, adică A modulo 10 modulo 3. Și dacă acest rest este 0, înseamnă că ultima cifră este un număr divizibil cu 3, altfel nu. Variabila V va primi valoarea true pentru un număr divizibil cu 3, altfel va primi valoarea fals. Deci, avem programul principal, citim A-ul și îl convertim la număr întreg. V va întoarce true dacă ultima cifră a lui, adică A modulo 10, ăsta e ultima cifră. Dacă A modulo 10 modulo 3 e 0, asta înseamnă că ultima cifră e divizibilă cu 3, va întoarce true, altfel va întoarce fals și tipărim V-ul. Această structură de tip if-elif este o variantă simplificată a structurii if-else-if.
Pentru mai bună înțelegere, să considerăm mai întâi o structură obișnuită if-else-if. Astfel, aceasta poate fi scrisă. Dacă, condiție, condiții, se întâmplă un bloc de instrucțiuni, altfel, dacă are loc o altă condiție sau condiții, se întâmplă blocul 2 de instrucțiuni, altfel, dacă se întâmplă o altă condiție sau condiție, are loc blocul 3 de instrucțiuni. Cu ajutorul structurii simplificate if-else-if se combină cuvintele else și if-ul de pe ramura de else în cuvântul elif. Astfel, aceleași instrucțiuni de mai sus pot fi scrise simplificat. If condiție condiții bloc 1 de instrucțiuni, elif altă condiție condiții bloc 2 de instrucțiuni, elif altă condiție condiții bloc 3 de instrucțiuni. Deci este o scriere mai compactă. Exemple, fiind dată o variabilă de tip întreg a citit la tastatură, specifice următoarele. Dacă ultima cifră a acestei variabile este divizibilă cu 5, să se afișeze un mesaj corespunzător. Dacă este mai mare decât 6 și impară, să se afișeze un mesaj corespunzător. Dacă este mai mare decât 6 și pară, să se afișeze un mesaj corespunzător. Se va folosi structura if-elif. Ca de fiecare dată când trebuie să scriem un algoritm, trebuie să stabilim mai întâi datele de intrare cunoscute și datele de ieșire calculate pe baza acestor date de intrare. Observați că parantezele rotunde sunt opționale la condiții și se folosesc doar pentru prioritizarea condițiilor. Acest lucru este valabil pentru orice fel de structură alternativă. Deci date de intrare A, date de ieșire mesaj, care e de tip string. În programul principal vom citi A-ul, care este de tip întreg, îl convertim la tip întreg. Dacă A modulo 5 este 0, mesaj va lua valoarea divizibil cu 5. Altfel, dacă A mai mare ca 6 și A modulo 2 diferit de 0, mesaj va lua valoarea mai mare decât 6 și impar. Altfel, dacă A mai mare ca 6 și A modulo 2 egal 0, atunci mesaj ia valoarea mai mare decât 6 și par. Iar la final tipărim mesajul. Exemplu 2. Fiind dată o variabilă de tip întreg A citită la tastatură reprezentând înălțimea unei persoane în centimetri, se specifice următoarele. Dacă înălțimea e mai mică de 150 cm, se afișeze un mesaj corespunzător. Dacă e mai mare de 150 și mai mică de 160, să se afișeze un mesaj corespunzător. Dacă e mai mare de 160, să se afișeze un mesaj corespunzător, folosind structura if-elif. Data de intrare este A, data de ieșire mesaj. În programul principal citim A-ul și îl convertim la întreg. Apoi, dacă A mai mic ca 150, mesaj ia valoarea copil. Altfel, dacă A e mai mare ca 150 și A e mai mic ca 160, mesaj ia valoarea scund. Altfel, dacă A mai mare ca 160, mesaj este mediu sau înalt și la urmă tipărim mesajul. Exemplu 3. Fiind dată o variabilă de tip șir de caractere A citită la tastatură, se specifice următoarele. Dacă șirul de caractere începe cu o majusculă, să se afișeze un mesaj corespunzător. Dacă începe cu o literă normală, să se afișeze un mesaj corespunzător. Dacă începe cu o cifră, să se afișeze un mesaj corespunzător. Altfel, să se afișeze un alt mesaj corespunzător. Se va folosi structura if-elif. Ca date de intrare avem A de tip string. Mesaj dată de ieșire, tot de tip string. Observați că în acest caz am folosit pe ultima ramură un else obișnuit, care va fi folosit în caz că niciuna dintre variantele anterioare nu întoarce true. De asemenea, atrag atenția asupra faptului că într-un șir de caractere, poziția fiecărui caracter este indexată începând de la 0. Astfel, A de 0 înseamnă primul caracter de la poziția 0 din șir, adică primul caracter al șirului. Mai multe despre astfel de construcții vom învăța în volumul 2 la tablouri, așa că trebuie să aveți un pic de răbdare. Aici doar am anticipat un pic. În programul principal citim A-ul, care rămâne de tip string. Dacă codul ASCII al primului caracter al șirului este între 65 și 90, atunci mesaj primul caracter e o majusculă. Altfel, dacă codul ASCII al primului caracter al șirului este în intervalul 97-122, atunci primul caracter este o literă normală. Altfel, dacă codul ASCII al primului caracter al șirului este în intervalul 48-57, atunci mesaj este, ia valoarea primul caracter, e o cifră. Altfel, se va da un mesaj, primul caracter este special și se va tipări data de ieșire mesaj. În exemplu 4. Fiind dată o variabilă de tip șir de caractere A, citită de la tastatură, să se specifice următoarele.
Dacă șirul de caractere are lungimea mai mică sau egală cu 3 caractere, să se afișeze un mesaj corespunzător. Dacă are lungimea între 4 și 8 caractere, să se afișeze un mesaj corespunzător. Dacă are lungimea între 9 și 12 caractere, să se afișeze un mesaj corespunzător. Altfel, să se afișeze un mesaj corespunzător. Se va folosi structura if-elif. Data de intrare este A, de tip string. Data de ieșire este mesaj, tot de tip string. Observați aici utilizarea funcției len de A, care întoarce numărul de caractere al șirului A sau lungimea șirului de caractere A. În programul principal am citit A-ul de tip string. Dacă lungimea lui A este mai mică sau egală cu 3, mesajul este șirul are mai puțin sau egal cu 3 caractere. Altfel, dacă lungimea șirului este mai mare sau egal cu 4 și mai mic sau egal cu 8, atunci șirul are între 4 și 8 caractere. Altfel, dacă lungimea șirului e mai mare sau egal cu 9 și lungimea șirului e mai mică sau egal cu 12, mesajul ia valoarea șirul are între 9 și 12 caractere. Altfel, mesajul ia valoarea șirul are mai mult de 12 caractere și la final tipărim mesajul. Structura alternativă multiplă switch este o variantă mai compactă a unui if cu mai multe ramuri. Este similară cu cea din C++, dar în Python nu există o structură switch clasică, așa cum există în limbajul C++. Însă putem construi cu ajutorul variabilei de tip dicționar structuri similare switch foarte versatile. Structura clasică din limbajul Python este dată mai jos. Să zicem că expresia ia valoarea 7, da? Atunci, my switch, o variabilă pe care o considerăm noi, ia valoarea. Și avem o variabilă de tip dicționar. Cu alte cuvinte, valoare 1 expresie, mesaj 1, valoare 2 expresie, mesaj 2, valoare 3 expresie, mesaj 3, valoare n expresie, mesaj n. Iar pe post de instrucțiune implicită este my switch.get. În paranteze rotunde scriem expresie și ce valoare să afișeze sau ce să afișeze în caz de valoare incorrectă. Eu am pus chiar mesajul valoare incorrectă. Observație, nu e obligatoriu să avem în dicționar valori de tip string așa cum sunt mesajele. Dicționarul este mult mai versatil și permite chiar apelarea de funcții sau metode ale unor obiecte, însă nu am ajuns încă să studiem așa ceva, de aceea am simplificat. Se calculează valoarea expresiei, apoi se evaluează valoarea acesteia pe fiecare ramură până când se ajunge la valoarea identică. În acel moment se execută instrucțiunea sau instrucțiunile de pe acea ramură. Dacă valoarea calculată a expresiei nu s-a potrivit cu nicio valoare de pe ramură switch-ului, se va afișa mesajul implicit valoare incorrectă. Dacă înlocuim structura de mai sus cu un if, atunci aceasta va arăta ca mai jos. Dacă expresie egal valoare unui expresie, afișează mesajul 1. Altfel, dacă expresie egal cu valoare 2 expresie, tipărește mesaj 2. Altfel, dacă expresie egal valoare 3 expresie, tipărește mesaj 3. Altfel, tipărește mesaj 4. Bineînțeles, se poate folosi și instrucțiunea simplificată elif, așa cum am arătat anterior. În cele ce urmează, vom rezolva mai multe exemple în care să folosim această structură alternativă multiplă. Exemplul 1. Fiind dată o variabilă de tip întreg A citită de la tastatură, care semnifică ziua săptămânii, să se afișeze un mesaj corespunzător în funcție de numărul zilei din săptămână citită în variabila A. Se va folosi structura alternativă multiplă. Ca de fiecare dată când trebuie să scriem un algoritm, scriem datele de intrare A de tip întreg, pentru că simbolizează numărul zilei săptămânii, și data de ieșire este mesajul afișat. Alături avem programul Python, da? Deci în programul principal citim A, convertim la întreg A, după care variabila my switch ia valoarea și aici avem dicționarul. În caz că introducem 1 în A, adică am citit 1, se va afișa luni, în caz că am citit 2 marți și așa mai departe, da? Iar apoi la final se va afișa cu instrucțiunea my switch.get. În variabila A se va da valoarea zi incorrectă dacă nu am citit niciuna dintre opțiunile de aici, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau 7. Bun. Exemplu 2.
fiind dată o variabilă de tip întreg A citită de la tastatură care semnifică o notă de la 1 la 10, să se afișeze un mesaj corespunzător admisibilității în funcție de nota citită în variabila A. Nota minimă pentru a fi admis este 5. Se va folosi structura alternativă multiplă. Ca dată de intrare este A, de tip întreg, dată de ieșire este mesajul. Bun. În programul principal am citit A, l-am convertit la întreg. Am luat variabila de tip dicționar care cuprinde următoarele. Dacă am citit 1 în A, va fi respins. Dacă am citit 2, tot respins. Dacă am citit 3, tot respins. 4, tot respins. Iar de la 5 până la 10, până la 9 admis, iar la 10 admis cu felicitări. În caz că nu am citit niciuna din aceste valori în variabila A, atunci se va afișa pentru A notă incorrectă. Exemplu 3. Fiind dată o variabilă de tip șir de caractere A citită de la tastatură, care semnifică un gen muzical, să se afișeze un mesaj corespunzător genului muzical, în paranteză nume de artiști, în funcție de variabila A, se va folosi structura alternativă multiplă. Dată de intrare este A de tip întreg, dată de ieșire este mesaj. Bun. Am citit în programul principal variabila A de tip string și aici avem dicționarul. Dacă am citit în variabila A cuvântul pop, am dat câteva exemple de cântăreți, Madonna, Michael Jackson. Dacă am citit rock, Elvis Presley, Bono. Dacă am citit blues, Moselle Alderson, Ora Alexander. Și așa mai departe, în funcție de ceea ce citesc în variabila A. Dacă niciunul dintre aceste genuri muzicale nu a fost citit în variabila A, voi tipări un mesaj de gen necunoscut. Bun. Exemplu 4. Fiind dată o structură variabilă, fiind dată o variabilă de tip întreg A citită de la tastatură, care semnifică numărul de locuri ocupate într-un autobuz terestru, să se afișeze un mesaj corespunzător gradului de ocupare în funcție de A. Se va folosi structura alternativă multiplă. Bun, A este dată de intrare, de tip întreg, dată de ieșire este mesaj, este de tip string. Aici avem programul Python, deci în programul principal vom citi A și convertim la întreg, la număr întreg, după care urmează switch-ul de tip dicționar. Dacă citim 1, înseamnă nerentabil, dacă citim 2, înseamnă nerentabil, dacă citim 3, înseamnă nerentabil, 4 înseamnă minim, 5 acceptabil, 6 mediu, 7 bun, 8 bun, 9 foarte bun, 10 maxim. Da? Considerând gradul de ocupare, 10 fiind cel mai bun. Bun. Dacă nu citim niciunul dintre aceste numere, atunci vom avea mesajul număr incorrect. Exemplu 5. Fiind dată o variabilă de tip întreg A citită de la tastatură care semnifică capacitatea unui motor cu ardere internă în centimetri cub CMC a unui autoturism, să se afișeze un mesaj corespunzător gradului de poluare a autoturismului respectiv în concordanță cu capacitatea motorului său. Se va folosi structura alternativă multiplă. A-ul este de tip întreg, dată de intrare, dată de ieșire este mesajul de tip string. În programul principal vom citi capacitatea cilindrică de tip întreg în A. Dacă această capacitate e de 600 cm cubi, atunci e puțin poluant. Dacă e de 800, puțin poluant. Și așa mai departe. Mesajele sunt date alăturat pentru fiecare valoare citită. Dacă nu am citit niciuna dintre aceste valori, atunci putem tipări un mesaj număr incorrect. Ca temă pentru acasă. A. Se citesc două variabile de tip caracter de la tastatura A și B. Dacă acestea, aici e o greșeală, dacă lungimea primului șir de caractere citit este mai mică decât lungimea celui de-al doilea șir de caractere, să se afișeze un mesaj sortat crescător după lungimea șirului de caractere, altfel să se afișeze un mesaj nesortat. Folosiți câte un program Python, atât cu ajutorul lui if, cât și cu ajutorul operatorului ternar. Bun. Bine, operatorul ternar aici l-am pus ca în C++, dar citiți
instrucțiunea corespunzătoare operatorului ternar și rezolvați foarte ușor exercițiul. Se citește de la tastatură un număr întreg A format din exact 4 cifre. Dacă numărul e impar, să se calculeze și să afișeze cubul acestui număr, adică numărul ridicat la a treia. Altfel, dacă acest număr e divizibil cu 4, să se calculeze și să afișeze triplul numărului, altfel se calculeze și să afișeze de 6 ori numărul. Folosiți operatorii împărțire întreagă, modulo și instrucțiunea if. C. Se citește un număr întreg A de la tastatură care reprezintă viteza de deplasare a unui autoturism pe autostradă. Dacă numărul citit este 90, să se afișeze un mesaj Bravo, șofer prudent. Dacă numărul citit este 100, să se afișeze mesaj Atenție, te apropii de limita de viteză pe autostradă. Altfel, dacă numărul citit e 135, să se afișeze mesaj Limita de viteză depășire, pericol de accident. Folosiți instrucțiunea Switch sau My Switch. Același exercițiu la D pentru C, dar folosit instrucțiunea IF. Sunt exerciții foarte simplu de realizat dacă urmăriți exemplele pe care le-am parcurs de-a lungul acestui curs. Dacă v-am fost de ajutor, feedback-ul este binevenit. Sunt Gabriel Braharu și puteți să scrieți la această adresă de e-mail sau să sunați la acest număr de telefon. Pentru întrebări punctuale referitoare la cursul de față, temă, postați comentarii la el pe YouTube și vă voi răspunde tot punctual. Vă recomand să verificați din când în când site-ul skyexpression.ro la rubrica Cărți Programare pentru a vedea și eventual a comanda ultimele cărți apărute. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez în continuare o zi cât mai plăcută.